Faptele penale pentru care Adrian Doicu este învinuit sunt suficient de grave pentru a nu fi acceptată solicitarea de cercetare în libertate. Judecătorii în alte curți de casație și justiție au respins apelul formulat de apărătorul lui Doicu și au hotărât menținerea șefului de la Mehedinți după Grati. Procurorii DNA au început urmărirea penală în cazul lui Adrian Doicu. Pe numele președintelui PSD Mehedinți sunt 7 capete de acuzare: trafic de influență, cumpărare de influență, instigare la dare de mită, permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații nedestinate publicității în scopul obținerii de foloase necuvenite, instigare la abuz în serviciu, 2 infracțiuni de folosire a influenței și autorității de către o persoană care deține o funcție de conducere într-un partid politic în scopul obținerii pentru altul de foloase necuvenite. O nouă lovitură îl așteaptă pe Doicu și în Mehedinți. Prefectul județului Nicolae Drăghia a precizat pentru informația de sebrin.ro că va emite ordinul de suspendare al lui Adrian Doicu din funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți. Legea nu se negociază și va fi aplicată întocmai în termen de 48 de ore de la rămânerea definitivă și irevocabilă a deciziei judecătorilor în altei curți de casație și justiție. Voi emite ordinul prefectului de suspendare din funcția de președinte al Consiliului Județean Mehedinți a domnului Adrian Doicu. Până în acest moment nu am primit încă o înștiințare de la Curtea Supremă, dar când o vom avea, voi emite ordinul, a precizat pentru informația de Severin prefectul de Mehedinți Nicolae Drăghia. Extrem de grav în ceea ce privește dosarul lui Doicu este faptul că a făcut trafic de influență, aducând în discuție numele primului ministru al României, secretar și subsecretar de stat, ministru de interne sau șeful poliției române. Acest aspect a fost evidențiat de judecători. În cazul în care procurorii vor cere, există posibilitatea ca mandatul de arestare preventivă emis pe numele lui Doicu să fie prelungit după ce se vor epuiza cele 30 de zile.